var sunar în și astăzi o să vă învăț să faceți un slime fără lipici, pentru că eu am aici un slime care este foarte tare și nu mai îmi place. Și pentru acest lucru vă trebuie apă cu puțin șampon. Eu am pus deja șamponul, un băț cu care să amestecăm și slime-ul care nu ne mai trebuie. Această rețetă nu include lipici, borax, glicină boraxată sau altceva, dar în schimb vă cer să vă abonați, dacă încă n-ați făcut-o, să dați un like pentru că m-ar ajuta și să dați un share. Hai să începem! Pentru prima dată vom turna apă călduță într-un bol și vom pune șampon, cum am făcut și eu și am făcut bule. După aceea amestecați și puneți câte puțin în slime-ul vostru. O să revin după ce pun o picătură. Uitați cât de tare este. Nu se mai întinde. Bun, acum voi pune o picătură, două și trei. Voi amesteca și voi deveni după ce se face moale. Cum vedeți, am mai muiat puțin, dar tot mai trebuie adăugat șampon. S-a mai îndreptat puțin, dar tot mai trebuie să punem soluție din aceea. Ultimul pas este să-l băgăm în soluție și să-l lăsăm să se dizolve. O să se dezmembreze puțin. O să revin după ce s-a făcut foarte moale. Eu am scos slime-ul, acum îl voi amesteca să văd dacă este gata. Slime-ul nostru este gata! Este gata de jucat! Este numai bun! Sper că v-a plăcut clipul. Nu uitați să apăsați pe butonul de like, să vă abonați aici jos și nu vă costă nimic, să dați un share. Și noi ne revedem data viitoare. După cum am promis în clipul anterior, am zis că o să mai fac rețete cu slime fără lipici. Ia uitați! Pa!